Noi credem că Domnul nostru dorește, poate și va vindeca rămășița poporului său prin metoda sa consacrată. El zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Credem? De ce credem asta? Există o temelie pentru genul ăsta de credință, că va vindeca prin el zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă, pentru că astăzi există o mulțime de căi de vindecare, iar o mare parte dintre credincioși nici nu mai cred că e nevoie de o vindecare. De ce vindecare dacă sângele lui ne-a spălat, ne-a curățit, suntem gata de la cruce? Hristos a făcut totul pentru noi. Sigur. Sângele lui ne-a spălat, înainte să ne naștem noi eram deja vindecați. De ce ar mai fi cazul să vorbim de o vindecare viitoare și pe baza asta, el zice, se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Sunt o mulțime de alte căi acum, preferate, iubite, predicate. Nu? De ce? Și întrebarea este asta, în primul rând, dorește Dumnezeu să facă lucrul ăsta? Sau este o invenție, o așteptare a noastră? Am citit prost Biblia, am ajuns noi la concluzia asta că în viitor va avea loc un fel de înviere din groapa oaselor a poporului lui Dumnezeu și, prin urmare, ne legă speranța de asta. Dar el nu are nicio idee, nu are nicio treabă cu lucrul ăsta. Tot ce era de făcut a făcut de mult. Acum așteaptă să punem mâna să facem noi ce trebuie făcut. Că el a putut să facă un efort așa mare să ne mântuiască, dar să evanghelizeze lumea nu poate și are nevoie de noi, știi? Asta este, cred, întrebarea principală. Și dacă dorește, poate să facă lucrul ăsta? Avem dovezi că se poate întâmpla să fim vindecați pe calea asta a exprimării cuvântului Creator? Sau concluzionăm că avem în Biblie cuvântul Creator deja rostit și acum noi doar trebuie să-l asimilăm. Îl introducem în creier prin citit, prin ascultat, prin studiu și ni-l însușim, e al nostru, devine al nostru. S-a produs vindecarea. Și va face lucrul ăsta, totdeauna e la viitor asta cu va face. Ce garanție avem că va face? Dacă nu va face. Dacă zice, n-am nimic de făcut, nu mai fac nimic, nici nu mai vin, trăiți-vă viața acolo cât aveți fiecare și când închideți ochii, închideți ochii. Lucrurile acestea eu cred că sunt importante pentru o generație a vremii sfârșitului care trăiește în nebunia în care societatea se scufundă. Adică pentru credința noastră există argumente și dovezi sau Dumnezeu ne cere să sărim cu capul în beznă și să credem prostește orice ne trece prin cap sau orice fel de aberantă interpretare a Scripturii. Eu astăzi aud peste tot oameni care spun lumea e plină de fake news, Biblia este tratată la fel, e nevoie de o autoritate care să spună cum trebuie citit și ce trebuie înțeles. Da? În situația asta suntem. El dorește. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și zicea, dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el. A întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, voiesc, fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Pasajul ăsta descoperă ceva din caracterul lui Dumnezeu și al lui Hristos, evident, pentru că Tatăl locuia în Hristos. Tatăl locuiește în mine. Și când privim la ce spunea sau ce făcea Hristos, vedem de asemenea pe Tatăl sau căile neprihănirii. Dumnezeu voiește. Da. Vreau să te vindec, vreau să te curățesc. Vreau să îți fac bine. Vreau să repar ceea ce s-a stricat la tine. Leprosul respectiv nu dorea altceva decât să nu mai aibă lepră, evident. Și Dumnezeu la așa ceva a răspuns. Sigur că l-a iertat, l-a primit, l-a tratat ca pe un copil, ca pe un fiu și l-a reparat, l-a vindecat.
Iată dar, în cazul acesta, cât a fost printre noi, acum nu mai este, dar cât a fost printre noi, înțelegem că a voit. Nu vă stați și vă îngrijorați, o vrea Dumnezeu să mă ajute sau nu vrea. Va vindeca el rana fiicei poporului său? Ne va scăpa el de legea păcatului și a morții? Răspunsul este bazat pe dovezi? Da, voiesc. Vreau să vă vindec. Referitor la ce ai spus mai devreme, inițiativa Tatălui era de mult, pentru că Dumnezeu, ne spune Apostolul Pavel, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Chiar intenția aceasta de a vindeca în Hristos lumea, pentru că prima dată în Hristos a produs vindecarea și acum Hristos era o mână întinsă a Tatălui în lumea aceasta. El era o descoperire a Tatălui în lumea aceasta. Și mai este un pasaj care îmi place foarte mult în Isaia. Chiar dacă o mamă și-ar uita copilul, sau să zicem așa că poate să-l uite, dar ceea ce se întâmplă foarte rar, acolo unde este o problemă se întâmplă lucrul acesta, totuși eu nu te pot uita niciodată, te-am săpat în palmele mele. Cred că mai mult decât ne dorim noi să fim vindecați, Tatăl nostru Ceresc își dorește lucrul acesta, pentru că El știe ce noi am pierdut atunci când am plecat pe drumul acesta. Am pierdut sănătate, am pierdut viața și vedem astăzi tot ceea ce se întâmplă în lume și care este rezultatul în lumea aceasta al despărțirii de El. Și El cu siguranță dorește și vrea să fim curățiți, mai ales că lepra este un simbol al păcatului. Din tălpi, așa cum spunea și profetul Isaia, din tălpi și până în cap e numai rană vie. Este asemănător cu lepra. Lepra era o rană vie care făcea săpături adânci în corpul uman și cumva te înfiorai să te uiți la un astfel de om în situația în care... Dar Domnul Iisus Hristos n-a avut nicio problemă. S-a atins de el. Toți ceilalți, când a venit leprosul acolo, în mijlocul mulțimii, s-au dat la o parte. Chiar și ucenicii care erau martori ai puterii lui Dumnezeu, au fugit, s-au dat la o parte. Totuși Iisus rămâne acolo, se atinge de el și la atingerea aceasta Domnul Iisus nu se contaminează, dar el vindecă. Pentru că puterea Tatălui era cu el. Un lucru minunat. Și acest lucru cred că fundamentează și credința noastră. Toate intervențiile acestea pe care Domnul Iisus Hristos le-a avut în omenire ne sunt comunicate mai târziu printr-un profet că ar fi metoda lui Dumnezeu de a vindeca boala păcatului. Și ne punem și noi credința aici și credem în această metodă a lui Dumnezeu că El zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Și pentru Laodiceea, în momentul când își recunoaște boala, ca și leprosul de aici, pentru că leprosul știa că e bolnav, recunoștea că e bolnav și recunoștea că are nevoie de intervenție. Laodiceea la fel este în acea situație, numai că ea nu înțelege că e bolnavă, nu înțelege că are nevoie de intervenție și prin urmare n-are de ce să ceară ajutor. Aici este problema și încurcătura. Nu pentru că Dumnezeu nu dorește, ci pentru că Laodiceea nu are nevoie. Și cred că atunci când sora Aita a văzut zguduirea în biserică, dar n-a văzut ce a provocat-o, asta e foarte interesant. În momentul când a văzut zguduirea, ar fi trebuit să vadă și ce s-a întâmplat. Dar asta nu se vedea, nu era vizibil, vreau să spun. S-a văzut dintr-o dată o cernere, o zguduire, lipsa păcii în biserica Laodiceea. Și ea întreabă ce a produs această zguduire care se produce în Laodiceea și îngerul îi răspunde apelul martorului credincios către biserica Laodiceea. Unii vor veni cu soluția asta? Prieteni, n-aveți aur, haină, doctorie, veniți și cumpărați de la martorul credincios. Și alții se vor ridica împotrivă. Asta a produs cernerea. Care este efectul acestei despărțiri? Că unii care au predicat lucrul ăsta, avem nevoie de aur și haine și doctorie și au convins și pe alții să accepte că asta este problema laodiceană, aceștia primesc ceea ce nu au. Adică se trezesc în poziția acestui lepros. Doamne, recunoaștem că suntem
robiei păcatului și a morții, recunoaștem că Tu dorești să ne curățești și că ne chem la această curățire din Marea Zi a Ispășirii, iar noi venim cu bucurie și primim de la Tine aur, haină și doctorie. Așa se separă apele Biserica Laodiceană. E, oamenii ăștia au convingerea, înainte să vadă lucrul făcut, au convingerea că martorul credincios dorește realmente să-i vindece. Și de aceea au și curat să vină la el să spună: te rog, vindecă-mă de boala asta a legii păcatului și a morții. Vreau neapărat instalat în templu inimii legea Duhului de viață. Când noi punem în fața poporului advent soluția aceasta pe care Dumnezeu ne-a promis-o, în acel psalm, Dumnezeu zice și ce zice se face, poporul răspunde, este prea ușor. Cum face Dumnezeu lucrul acesta? Nu trebuie să facem și noi ceva? Chiar spunând lucrul acesta la biserică, mă confrunt cu lucrul acesta. Sau le spun, solia martorului credincios din Laodicea este pentru noi toți. Nu se poate. Cum să fim laodiceni? Da, sunt. Sunt câțiva. Probabil că eu, care vorbeam, sunt și recunosc că sunt laodicean, dar nu se poate. Nu trebuie să spui despre toată lumea că toți sunt la fel. Și de aici este cernerea, pentru că nu cred. Nu cred că n-au aur, nu cred că n-au doctorie. Consideră că sunt vindecați, că au Duhul lui Dumnezeu și exact așa cum spuneai mai devreme, dacă nu simți nevoia după așa ceva, nu poți să fii vindecat. Leprosul avea, se vedea pe sine cum este. Chiar nu putea să spună, ar fi fost tare comic să vină acolo leprosul acesta și să spună, sunt vindecat, chiar sunt sănătos, nu duc lisă de nimic. Cam așa suntem noi astăzi în societate. Chemăm oameni în mijlocul nostru pentru că noi avem bogăție, avem lumină, dar de fapt starea noastră interioară este aceasta ca a leprosului. Și Dumnezeu, dacă nu venim cu dorința aceasta ca să ne schimbe, nu poate să facă nimic. Pentru că Dumnezeu nu folosește forța și amenințarea cu forța. El dorește să venim înaintea Lui să ne recunoaștem starea și El poate să intervină. Deci așa este argumentul că El realmente dorește să ne vindece pe această cale consacrată. El poate. Ce este mai lesne a zice, păcatele sunt iertate, sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Ție sporuncesc, a zis slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și numai decât, slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă slăvind pe Dumnezeu. Foarte interesant asocierea asta între vindecarea fizică și iertarea păcatelor, care nu este o chestiune fizică. Da? Este un verdict de anulare a trecutului păcătos. Ce-i dădea dreptul lui Hristos să facă afirmația asta, păcatele sunt iertate? În primul rând, cunoașterea caracterului Tatălui Lui, care locuia în el. Da? Pe ce bază se poate afirma în dreptul cuiva, nu e nicio problemă, ce ai făcut tu, ești iertat. Așa pentru că e o chestiune a voinței divine? Nu. Este o chestiune a înțelegerii realității din perspectiva divină. Oamenii respectivi s-au născut sub legea păcatului și a morții. S-au născut robi. Nu s-au dus singuri să se facă robi. N-au zis ei într-o bună zi, mie nu mai place să fiu om liber. Vreau să fiu rob. Mă duc și mă declar rob, să mă cumpere cineva și gata, sunt la el rob. Nu, omenirea după Adam, deci primul copil al lui Adam, Cain, s-a născut rob al legii păcatului și morții. Până la ultimul cetățean de astăzi. Ei bine, nu poți să bași vina unor astfel de oameni. Nu poți să spui, ai trăit urât condus de legea aia care te stăpânea pe tine, dar tu ești de vină. Păi de ce, Doamne, că n-am hotărât eu să mă nasc? Părinții mei au zis, hai să avem un copil. Și eu am apărut sclav, sub o aspră robie. Prin urmare, ce fac eu sub robia asta aspră este păcatul care locuiește în mine,
când aflu de legea ta cea bună și îmi place și vreau să trăiesc așa, eu dovedesc că legea din mine nu e bună. Prin urmare, Dumnezeu nu ne ține în seamă păcatele din trecut. Știe foarte bine că nu puteam să facem decât așa. Și eu aduc mereu exemplul ăsta strălucitor de-l harul de pe cruce. Omul ăla n-a avut nicio treabă cu credința, cu Dumnezeu, cu... Era un tâlhar de drumul mare. Erau niște ucigași care dădeau lovituri, care făceau crime la comandă, da? Mercenar. Când i s-au deschis ochii și a zis, ca și omul ăsta bolnav, te rog frumos, vindecă-mă, răspunsul lui Hristos imediat a fost, adevărat îți spun că vei fi cu mine. Deci, dintr-o dată, iertarea, pentru că omul respectiv nu știa decât așa să lucreze. El așa știa să opereze cu legea care o avea. Dar când a fost confruntat cu neprihănirea pură, autentică, imediat a spus, îmi place și vreau și eu așa. Asta este salvarea oricui, de la slăbărogul ăsta de care vorbim aici, până la ultimul laodicean. El cu adevărat poate să facă această operațiune, pentru că nu depinde de performanța umană. Dumnezeu stă cu tableta și zice, la capitolul ăsta n-ai performat, la capitolul ăsta ai fost leneș, la capitolul ăsta slab de tot, nu prea avem ce face. Am vrea, dar nu putem. Nu, putem orice caz, oricât de disperat este. Și din punctul meu de vedere, toate cazurile sunt la fel de disperate. Nu există unii mai aproape de Dumnezeu și unii mai departe. Sunt unii mai zeloși pentru cauza lui și mai puțin zeloși, asta e adevărat. Dar din punctul de vedere al legii păcatului și a morții, toți morți în greșeli și păcat. Noi suntem o rasă moartă de la ieșirea din Eden. Și vestea formidabilă și bună este că Părintele nostru Ceresc poate, dorește și va vindeca familia omenească. Noi știm că dorința expresă a acestui om nu era neapărat vindecarea fizică. De aceea și Domnul Iisus Hristos, când l-a întâmpinat, i-a spus, păcatele sunt iertate. Omul acesta nu mai avea liniște din cauza trecutului său. Îl măcina foarte mult. Avea conștientizare de sine. Adică Duhul lui Dumnezeu lucrase cu el și îl pregătise pentru momentul acesta al întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Și acum erau oameni și atunci, dar și acum, care își pun această întrebare. De unde avea Iisus puterea, așa cum spuneți? În primul rând, noi nu luăm în calcul un aspect. Domnul Iisus Hristos era templul și Șechina își manifesta prezența acolo. În templul acesta viu, Dumnezeu vorbea. Și prin templul acesta viu, Dumnezeu vorbea. Oamenii se duceau la templu înainte, tot pentru iertarea păcatelor. Se duceau cu un miel, își mărturiseau păcatul deasupra mielului, îl aduceau ca jertfă și ei știau că acolo capătă iertare. Acum, omul acesta a venit înaintea Domnului Iisus Hristos pentru că probabil a auzit minunile pe care le-a făcut și când a auzit că a făcut astfel de minuni, numai un om care este călăuzit de puterea lui Dumnezeu poate să facă așa ceva. Cuvintele pe care i le-a spus Domnul Iisus, păcatele sunt iertate, a adus pacea și bucuria în inima lui. Apoi a venit și vindecarea fizică. Dar cred că omul acesta avea nevoie mai mult de cuvintele acestea, păcatele sunt iertate. Cred acum, uitându-mă la mine și la noi, cred că cel mai mult avem nevoie ca să ni se spună păcatele ne sunt șterse. Mai mult decât vindecarea fizică sau orice lucru care există în lumea aceasta, ceea ce îmi doresc eu personal cel mai mult și probabil că toți iubitorii neprihănirii Domnului Iisus Hristos este același lucru. Păcatele vă sunt șterse. Chiar Apostolul Pavel folosește expresia aceasta în Coloseni, în capitolul 2, când scrie acea scrisoare către Laodicea, că Dumnezeu va șterge zapisul care vă stătea împotrivă. În versetele anterioare se vorbește că și voi să căpătați plinătatea Domnului Iisus Hristos. Este cel mai minunat lucru ca să știi că nu mai ești condus de legea păcatului și a morții. Iar acest lucru a adus pace omului acela în ziua aceea și cred că același lucru ne aduce și nouă pace astăzi. Să știm
că în dreptul numelui nostru din Cartea Cerească nu mai sunt scrise toate păcatele pe care le-am putea face sau le facem. Avem credința și încrederea că El poate, pentru că Tatăl locuia în El. Asta este motivul pentru care Hristos poate și să ierte și să vindece. Pentru că Tatăl, care este viața, era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Lumea este împăcată din punctul acesta de vedere, nu crede. Asta e problema. Dar împăcarea s-a produs și noi am văzut-o cum arată. Invitația este aceasta și de asta Pavel spune acolo, de aceea și noi vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Deci este datoria noastră să acceptăm această împăcare cu Dumnezeu, aceea care era în Hristos. Și cu siguranță că puterea aceasta a lui de a face aceste lucrări vine tocmai datorită faptului că el era pomul vieții. Și noi invităm poporul lui Dumnezeu și biserica de astăzi la întoarcerea la pomul vieții din Eden, care este omul Iisus Hristos, omenescul unit cu Divinul. El va vindeca. Vă voi da o inimă nouă și voi pune un duh nou în voi. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să împliniți legile mele. Aceasta este cea mai precisă descriere a Vechiului Testament, din punctul meu de vedere, despre ce va face Dumnezeu, cum va vindeca El. Sunt chestiuni care nu țin deloc de puterea sau capabilitatea rasei umane. Acestea sunt doar funcții ale Creatorului. Nici măcar îngerii nu pot să facă asta. Doar puterea vindecătoare a divinității așezată la lucru va putea restaura templele acestea profanate de păcat și de moarte și să le transforme în locuințe pentru Duhul Sfânt. Și cu siguranță că El va face lucrul acesta. De aceea mi se pare interesantă succesiunea aici. O inimă nouă, un duh nou, rezultatul, păziți poruncile mele. Noi încercăm invers. Noi, poporul advent, vreau să spun, cei care ne infatuăm cu capabilitatea asta, noi păzim legea, noi suntem susținătorii legii lui Dumnezeu, noi suntem cu cele 10 porunci, noi am recuperat legea, deși biserica creștină am pierdut-o. Păzirea poruncilor vine după ce se restaurează sanctuarul și chivotul este așezat la locul lui. Nu există păzirea poruncilor înainte de asta. De aceea și Domnul, când îi vorbește lui Maleah, asta îi spune: iată ce trebuie să fac. O inimă nouă, un duh nou așezat acolo și apoi veți păzi poruncile mele. Am o întrebare. De ce totuși Domnul Iisus Hristos nu a putut să facă această lucrare? Pentru că ultima parte, El va vindeca, spune că ne va da o inimă nouă. Oamenii aceia care au fost vindecați de diferite boli nu au fost cu o inimă nouă. Care a fost cauza de Domnul Iisus Hristos nu a putut să-i vindece? Pentru că El nu era chemat în funcția asta să ofere lui Israel ceva ce îi refuză sistematic. El venise să-i convingă că ei trebuie să devină temple ca și El. Iar ei se împotriveau. Prin urmare, nu era corect să se aplice la ei lucrul ăsta. Chiar la nivelul ăsta de activitate, Hristos îi chema și îi spuneau: nu vrem. A, de bolile fizice voiau. Dar de boala asta, a inimii schimbate, sub nicio formă n-au voit. S-au împotrivit până la capăt. Eu spun un lucru. Ce se întâmpla dacă Nicodem, atunci când a venit să discute cu Domnul Hristos, îi spunea așa: învățătorule, înțeleg câte ceva din treaba asta cu nașterea din nou, dar nu sunt sigur că înțeleg cam ce vrei tu să spui din ea. Că la noi înseamnă altceva asta cu nașterea din nou. La noi înseamnă ca un păgân din lume să vină să se boteze la noi și să devină membru al poporului tău. Asta ar fi o naștere din nou. Dar tu la ce te referi când vorbești despre asta? Uite, eu te invit, am un grup de prieteni. Eu sunt din Arimatea, încă câțiva, ne întâlnim la mine să bem un ceai seara. Nu vrei să vii să ne clarifici treaba asta, că noi suntem foarte doritori să învățăm, că nu prea pricepem ce vrei tu să spui. Domnul Hristos venea și le explica. Nicodem,
Uite ce am vrut eu să spun cu nașterea din nou. Voi sunteți temple goale. Voi sunteți locuințe goale. Când am creat noi, eu cu tatăl meu, da? Natura divină din mine, când am creat viață, noi am conceput-o așa. Creatura și divinitatea locuind în ea ca să-i ofere viață veșnică. Părinții voștri s-au opus și au zis, nu ne trebuie, vrem să ajungem Dumnezei. Și au gonit șechina de la locul ei. Acum voi sunteți temple goale. Până nu se întâmplă reunificarea asta dintre divinitate și umanitate, sunteți morți. Și prin urmare, nu se poate face nimic cu voi. Noi trebuie întâi să vă chemăm la viață din groapa asta. Tot ce faceți voi este inutil, este goană după vânt, deșertăciune și goană după vânt. Eu sunt un exemplu clar despre faptul că Dumnezeu a început restaurarea rasei umane. În mine s-a produs capul de pod în lumea voastră. Acum voi, urmașii mei, și voi sunteți poporul meu, urmașii fizici ai lui Avram, vouă v-am adus vestea asta bună. Vreau să fac din voi această rasă umană numărul 2. Uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Vreți sau nu? Și probabil că băieții ar fi stat pe gânduri și au zis, deci noi nu prea contează că suntem sămânța lui Avram? Păi nu contează, că eu sunt sămânța. Toți cei ce aveți credința lui Avram, deveniți și voi sămânța lui Avram și deci familia mea. Și băieții care nu erau proști, imediat ar fi zis, învățătorul, asta e o revoluție fenomenală în înțelegerea și practica poporului nostru. Noi ne ducem în sinedriu cu ea și le așezăm în fața oamenilor și te-am invitat și pe tine să vii, să le spui tu direct ce s-a întâmplat cu tine, ce ești tu și ce urmează să fim noi făcuți. No? Așa ar fi trebuit să se desfășoare lucrurile. Dar ei au zis, să vedem, da, probabil că așa e, da, ești un învățător venit de sus, da, no, nu ni se pare că aduci ceva așa excepțional. Și de aceea au rămas un popor neexcepțional, că excepțional însemna omenescul unit cu divinul. Mai este un aspect, Dumnezeu le trimisese doi martori. Acum vreau să mă refer puțin la Ioan Botezătorul, care era tot un profet, și la Domnul Iisus Hristos. Noi știm că Ioan Botezătorul a venit în Duhul și în puterea lui Ilie. Le-a vorbit ca de pe pământ. Chiar asta spune, noi vorbim de ca cei de pe pământ. Vine unul în urma mea care nu va vorbi așa, el va folosi alte metode. Dar metoda aceasta pe care a folosit-o Ioan Botezătorul, felul cum ea chiar spune, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Cu alte cuvinte, există o voce care strigă. Glasul de la miezul nopții, să spunem pentru noi. Mai mari poporului, păzitorii legii, ei au vrut să-l omoare pe Ioan Botezătorul. Nu le-a plăcut lucrarea pe care o face, revolta, tot ceea ce făcea, considera că nu are mare importanță. Dar le era frică de popor. Asta era singurul motiv, că știa că poporul este proroc. El considera pe Ioan Botezătorul ca fiind proroc. Și vedem că n-au primit mărturia lui Ioan Botezătorul. Dacă n-au primit mărturia lui Ioan Botezătorul, când a venit Domnul Iisus Hristos cu soluția de vindecare, nu l-au primit nici pe el. Și acum acești păzitori ai legii n-au stat liniștiți la casele lor. Au început să scrie, au început să ofere interviuri, au început să vorbească despre lucrarea acestor doi oameni. Și acum oamenii de rând pe cine să creadă? Vreau să aduc situația aceasta în timpul zilelor noastre. Dumnezeu a trimis doi tineri, Jones și Wegener, cu o strigare. Totul este gata, poftiți la nuntă. Sau ei arătau soluția martului credincios din Apocalips, capitolul 3. Ne dăm seama că toți aceiași păzitori ai legii nu i-au primit. S-au apucat de treabă. Au scris cărți, poporul nu a fost lăsat să înțeleagă lucrurile acestea. După aceea, vine și persoana Domnului Iisus Hristos care vorbește despre Tatăl non-violent. Și cum aș vedea eu persoana Domnului Iisus Hristos astăzi, în lucrarea aceasta? Îl văd în felul următor. Domnul Iisus Hristos este non-violent.
El este descoperirea caracterului lui Dumnezeu. Vedem că solia aceasta pe care Jones și Wegener au adus-o s-a dezvoltat. Nu a fost primită nici începutul acelei solii, nu este primită nici solia aceasta în dezvoltare. Și poporul acesta nu poate să vină să fie vindecat. Pentru că păzitorii legii și-au pus pana mincinoasă la lucru ca să vorbească împotriva acestei soluții a lui Dumnezeu. Nu se poate. Cum să fiți vindecați într-o singură zi? Poate să facă Dumnezeu abracadabra și să vă vindece? Poate Dumnezeu să facă lucrul acesta? Ia uitați-vă și voi în Scriptură. Poporul Israel 2000 de ani s-a chinuit ca să fie poporul ăla și tot a sfârșit cum a sfârșit. Nu se poate așa. Și noi observăm astăzi că poporul acesta nu are credință. Dacă slăbănogul acela, dacă leprosul acela a avut credință, este pentru că ei s-au lăsat convinși de Duhul lui Dumnezeu. Au fost departe de societate. Au fost departe de inspirația aceasta pe care o a oferit-o acești învățători. Și au putut să-și clădească credința pe ceea ce auzeau că face acest mare păstor al oilor. Cred că astăzi pot să vină la această soluție a lui Dumnezeu oameni care pot să gândească cu mintea lor. Dar oamenii care se lasă conduși de sistemul acesta în care noi ne aflăm vor avea aceeași soartă ca și poporul Israel, care recunoaștem, Domnul Iisus Hristos nu a făcut multe minuni. A făcut doar acolo unde se putea. Și oamenii aveau credință. Eu cred că Domnul Iisus Hristos i-ar fi vindecat pe toți. Chiar este o profeție în Vechiul Testament, în Ieremia, capitolul 23. Iată vin zile, zice Domnul, când vă ridica o draslă neprihănită lui David. În vremea lui Iuda va fi mântuit și Israel va avea pace în locuința lui. Acesta era o profeție despre lucrarea lui Mesia, despre ceea ce vroia Dumnezeu să facă prin Mesia. Dar am văzut că nu a fost nici liniște, nu a fost nici mântuire și nu a fost nici pace. De ce? Pentru că l-au respins pe Ioan Botezătorul și lucrarea pe care el o făcuse, el venise să vorbească despre lumină, despre ceea ce vrea să facă Dumnezeu cu ei. Și când a venit Domnul Iisus Hristos pe scenă, l-au considerat ca fiind călăuzit de duhurile cele rele. Vedem și noi astăzi același lucru. Deschidem gura să spunem că Dumnezeu vrea să facă minunea aceasta de vindecare și oamenii spune, voi sunteți călăuziți de satana. Laodicea se desparte azi în două. O parte cred cu toată inima că el dorește, poate și va vindeca rămășița poporului lui Dumnezeu pe metoda consacrată. El zice, se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Iar o altă mare, zdrobitoare categorie vor zice, mi-ar place să fie așa, dar nu cred. În gura unui teolog adventist, dar sună general. Toți pastorii au îmbrățișat-o. Mi-ar place să fie așa, adică să vindece dintr-o dată, într-o singură zi, să elibereze poporul în mare zi a ispășirii. Dar nu cred. E bun. Toate vindecările pe care le-a făcut Domnul Hristos erau dependente de credința. Chiar pe unii i-a întrebat, crezi tu că Fiul omului poate să te vindece? Crezi tu că poți? Și ei spuneau, da, Doamne, cred. Ori de câte ori s-a întâmplat așa, vindecarea a venit instantaneu. Nu a venit cu tratamente, cu plante, cu alimentație rațională. Și noi ne punem speranțele în făgăduința Domnului din Ezechiel 33:11, care sună așa. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Deci noi avem aici un grup de oameni care au calea lor și nu vor să se întoarcă de la ea. Și dacă nu vor să se întoarcă de la ei, rezultatul va fi moartea. Iar Domnul zice, pe viața mea, că eu nu doresc să se întâmple așa. Prin urmare, de ce refuzați o ofertă atât de binecuvântată care nu vă costă nimic? V-am invitat să luați fără bani și fără plată. Am puterea divină la dispoziția mea, spune Hristos, așa cum am avut-o să vindec pe leprosul acela, pe slăbănogul acela, am să vindec biserica la Odiseea. Instantaneu vă oferă aur, haine și doctorie. Și noi spunem, ca popor,
ne-ar place să fie așa, dar nu credem. Și mai este aici, cred eu, o problemă. Eu cred că ei știu ce înseamnă vindecarea aceasta și nu vor să și-o asume. Pentru că vindecarea presupune crucea Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că Iisus era un om vindecat. Iisus era întâiul născut al lui Dumnezeu pe pământ. Și am văzut noi cam de ce tratament a avut el parte. Probabil că același lucru, nu știu, nu pot să spun 100%, s-or fi gândit și mai mari poporului. Dacă noi acceptăm lucrul acesta, cam asta o să ni se întâmple. Și mai bine lasă să ne vindece de diferite boli, o ducem bine, suntem sănătoși și fentăm și problema cealaltă. Dar vedem că Dumnezeu nu dorește așa. Dumnezeu vrea să ne vindece prin unirea omenescului cu Divinul. Iar noi suntem martori că așa ceva se va întâmpla și sub nicio formă nu ne poate speria niciun fel de consecință tulburătoare cu privire la viața noastră sau chiar la viitorul nostru veșnic. Pentru că în această bătălie finală nu vor putea rezista decât oameni care nu au interese speciale și personale pentru ei înșiși. Ci ei s-au angrenat în bătălia asta ca să vadă încheiată marea controversă, să-L vadă pe Hristos eliberat din funcția de mare preot și așezat în funcția de împărat al împăraților și domn al domnilor. Amin.